Ne dorim să vedem dintr-un vector numere întregi. Observăm un vector V cu elementele 5, 1, 4, 3, 6. Și lipsește valoarea 2. Deci, dintr-un vector cu n-1 elemente, toate distincte, ne lipsește o valoare dintre numerele naturale de la 1 până n. În cazul nostru avem un vector cu doar 5 elemente cu valorile elementelor între 1 și 6. Cum am putea determina ce element lipsește dintre numerele naturale de la 1 până la 6? Și vom face în felul următor. Vom declara vectorul tip n, vom lua și o sumă la care e valoarea 0, un i, îl citim pe n și evident citim doar n-1 valori, pentru că una lipsește. I mai mic strict decât n, i plus plus, sin a de i. Am folosit vectorul a. Acum, dacă am avea toate elementele, suma lor ar fi o sumă Gauss de la 1 până la n, n pe lângă n plus 1 supra 2. Deci, suma egal cu n ori n plus 1 supra 2. Vom parcurge vectorul ori i de la 1 până la n minus 1, adică mai mic strict decât n, și din sumă vom scădea de fiecare dată în valoarea corespunzătoare lui a de i. Dacă afișăm suma, vom obține exact valoarea elementului care lipsește. Dacă vom da valoarea 6 și vom citi 5, 1, 3, 4 și 6, observăm că se afișează valoarea 2, adică exact elementul care lipsește